Pesta porcină face ravagii într-o comună din Iași. 10.000 de cadavre de animale au fost îngropate la marginea satului. Localnicii sunt disperați și se iau la ceartă cu autoritățile care vin să preia porcii, cu toate că fac asta pentru a preveni răspândirea bolii către alte animale. Focarul de pestă porcină africană a fost descoperit în comuna Belcești, la o fermă italiană. Aproximativ 20.000 de porci au fost uciși și înhumați într-o groapă de la marginea satului. Autoritățile au mobilizat forțe din mai multe județe pentru a duce misiunea la bun sfârșit și focarul să fie oprit. Aceștia ucid animalele conform legislației, fără să le provoace suferință, fiind gazați cu dioxid de carbon cu ajutorul unor echipamente moderne. Autoritățile lucrează zi și noapte. Localnicii au fost asigurați că vor primi despăgubiri pentru animalele sacrificate. O să-i despăgubiești. Pe una când îl crești tu și una când îți dai el. Niște bani de unde cumperi. Dacă veniți de acolo, nu știu dacă o să observați pe vârful dealul și ala acolo. Acolo sunt utilaje, excavatori care sapă și care fac toate minunile astea. Cu toate că unii localnici mai bătrâni sunt nemulțumiți și nu înțeleg de ce sunt luate asemenea decizii, lichidarea focarului de pestă porcină e spre binele lor. O anchetă epidemiologică a fost demarată și urmează ca autoritățile să stabilească cu exactitate cum a ajuns virusul la fermă.